consumim. Cumpărăturile online sunt fără îndoială viitorul, dar când ești asaltat de reclamele care curg valuri în timpul navigației pe internet să cumperi doar un anumit produs, parcă plăcerea de a te înnoi devine o frustrare. Mai mult de atât, e de ajuns să vorbești despre un produs cu un telefon lângă tine și imediat îți va fi recomandat cel mai nou model din gamă. Cum s-a ajuns aici și ce este de făcut pentru ca achiziționarea unui lucru să rămână o plăcere și să ai toată libertatea de alegere? Vom afla de la invitatul nostru, un specialist în securitate cibernetică, Liviu Arsene. Mulțumim! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Liviu, uite, vreau să pornim de la o discuție pe care noi aici în echipă, în studio, am avut-o în timpul pauzei de publicitate. Vorbeam despre niște produse. Despre ceva. Așa. Și la foarte scurt timp a apărut pe rețeaua de socializare pe care cu toții o folosim foarte des, gama de produse, o reclamă cu gama de produse din care fac parte cele despre care noi discutăm. Te rog, lămurește-ne care este explicația. Da, se numește marketing. În schimb, marketing care se folosește de tehnologie și, în principal, marketing care se folosește de toți senzorii pe care dispozitivele noastre le au. Gândiți-vă că, uite, spre exemplu, telefonul mobil stă tot timpul lângă noi, oriunde suntem, inclusiv în casă. Telefonul mobil are un microfon, are o cameră, are coordonate GPS. Toate aplicațiile, în general, pe care le descărcăm, aplicații gratuite, în general dăm ceva la schimb în momentul în care folosim acele aplicații. Și de regulă este uneori accesul la acești senzori. Marketingul, companiile de marketing, de regulă încearcă să-și promoveze produsele către un public țintă, cât mai țintit, pentru că nu vor să investească o sumă foarte mare de bani în publicitate pentru a ajunge la persoane care nu sunt relevante pentru produsele lor. Și atunci, practic, ce fac? Se folosesc de aceste aplicații gratuite, dau dezvoltatorului de aplicații, poate împărtășesc veniturile din cumpărături și cer efectiv acces la acest senzor, la cameră sau la microfon în general. Lucruri pe care noi le acceptăm fără să avem nicio problemă în momentul în care ne cumpărăm, spre exemplu, un smartphone și încercăm să îl conectăm la internet, trebuie să acceptăm o serie de lucruri. Nu avem nicio problemă. Le acceptăm pe toate. Atunci am cedat din intimitatea noastră, corect? Da, dar avem și o oarecare măsură de control. Spre exemplu, pentru toate aceste aplicații putem activa sau dezactiva aceste permisiuni care dau accesul la senzor, la cameră sau la microfon. Și atunci, practic, nu veți mai auzi sau nu veți mai vedea reclame pe telefon dacă în același timp ați văzut o reclamă la un detergent la televizor. Da? Deci telefonul nu va mai ști la ce reclame vă uitați la televizor. Liviu, ca nu cumva să inducem panică, spuneai că dăm ceva la schimb. Aș vrea să ne explici cam cât acces dăm noi din datele noastre personale prin instalarea acestor aplicații. Absolut. Un punct foarte important de menționat și anume faptul că aceste date nu vă pot identifica personal. Deci nu ne pot identifica după nume, prenume, adresă și așa mai departe. Este mai mult vorba de un fel de nume de utilizator, dacă vreți, ca un fel de cod numeric personal asociat unui dispozitiv. Dispozitiv pe care de regulă îl folosește o singură persoană. Și atunci, practic, aceste aplicații monitorizează, dacă vreți, comportamentul nostru online atunci când vizităm diverse site-uri. Dar, în schimb, nu ne vor ști niciodată numele, prenumele sau alte informații personale. Și putem diminua în vreun fel numărul acestor reclame care mereu ne apar? Astfel încât, cum spuneam și la început, să putem să alegem cum ne facem cumpărăturile, ce produse alegem și așa mai departe. Absolut. Există soluții de blocat reclame, da? Și atunci, practic, orice website pe care îl vizitați nu vă va mai afișa acele reclame. Există inclusiv soluții de tip VPN, spre exemplu, pentru că reclamele respective uneori sunt afișate și în funcție de localizarea geografică a dumneavoastră. Și atunci o soluție de tip VPN, practic, pare să păcălească site-ul în sensul în care nu mai sunteți din București, ci poate să site-ul crede că sunteți din Iași. Da. Și atunci toate aceste tehnologii vă pot ajuta într-un fel să vă mascați oarecum identitatea online. Liviu, deseori te duci într-un magazin și te întreba de experiența din acel magazin în momentul în care ai ieșit. Și bineînțeles că nu pot să mă gândesc aici decât la următorul aspect, că George Orwell, dacă ar fi trăit, cu siguranță ar fi fost fericit, pentru că viziunea lui, distopiile lui, sunt pură realitate, aproape în ziua de azi. Big Brother is watching you? Adică fratele mai mare e cu ochii pe tine? După ce ieși din magazin, ești întrebat, ți-a plăcut în magazin?
nu suntem chiar în universul lui George Orwell, în sensul în care chiar știe totul despre noi, ci este mai mult, din nou, sunt tehnici de marketing, pentru că absolut orice companie vrea să ajungă la publicul ei țintă, vrea să-și vândă produsele doar către cei cu adevărat interesați. Și atunci, bineînțeles, există și aceste mecanisme tehnologice care practic le ajută. Nu înseamnă că aceste reclame sau că aceste tipuri de tracking sunt greșite, sunt răuvoitoare sau că ne expun în vreun fel informațiile personale, ci pur și simplu înseamnă că pe de o parte și noi ajutăm companiile de marketing să-și livreze produsele doar către cei interesați. Spre exemplu, dacă eu poate nu sunt interesat să aflu cele mai noi tipuri de încălțăminte sau nu sunt interesat să aflu cele mai noi excursii pentru vacanțe. Poate mă interesează mai mult zona tehnică, mai mult echipamente tehnice și atunci poate nu mi-ar plăcea să fiu tot timpul bombardat cu reclame care nu sunt relevante pentru mine. Deci există un balans. O altă notificare pe care o regăsim aproape pe fiecare site pe care îl accesăm este cea referitoare la acele cookies. Concret, pentru cei care ne privesc, ce fac, ce rol au aceste cookies, cookie-urile? Da, acea notificare vine mai ales din cauza faptului că există o reglementare GDPR la nivel european, care practic obligă toți furnizorii de servicii sau toți procesatorii de date online să afișeze vizitatorilor, prima oară când vizitează site-ul respectiv, faptul că ei pot colecta anumite date. Ei, acum ce înseamnă acele date? Sunt de fapt acele cookie-uri despre care vorbeați mai devreme. Cookie-urile sunt un fel de, dacă vreți, fișiere care sunt stocate local, da? Deci pe dispozitivul pe care îl folosim. Rolul lor, de cele mai multe ori, este unul pozitiv și anume acela de a îmbunătăți experiența cu site. Spre exemplu, un cookie poate ține sesiunea de Facebook activă. Adică odată ce m-am logat în site-ul Facebook, spre exemplu, de fiecare dată când navighez pe un alt link din interiorul site-ului, nu va trebui să mă reautentific, să introduc din nou username-ul și parola. Deci cookie-urile au această funcționalitate. În schimb, sunt folosite și pentru tracking, adică a ne monitoriza uneori comportamentul online. Am plecat de pe un website și am ajuns pe un alt website. Am căutat un produs și am ajuns să-l cumpărăm de la un competitor, spre exemplu, al site-ului pe care îl vizitam. Deci pot avea inclusiv acest comportament de a monitoriza activitatea online a unui utilizator, dar nu neapărat de a identifica în mod unic după nume și prenume acel utilizator. Să mai vorbim un pic despre cumpărăturile online, pentru că săptămâna trecută a fost Black Friday și evident campaniile au continuat și săptămâna aceasta, reduceri, nereduceri, fiecare decide. Dar ce date oferim pentru a nu ne pune în pericol datele personale? Ce date să oferim în momentul în care facem o plată online? Să o facem online, să nu o facem online? În primul rând, cu cine faceți acea plată online? E foarte important. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să cumpărați de la comercianți cu reputație, în care aveți încredere și comercianți cu care ați mai lucrat în trecut și de la care sunteți siguri că veți primi produsele respective. În perioada de Black Friday sau de sărbători, apar de regulă foarte multe magazine virtuale fictive, cu oferte incredibile, promoții de peste 80-90% la produse pe care, în mod normal, nu le vedem niciodată reduse mai mult de 10-20%. Aveți foarte mare atenție la aceste website-uri. Deci verificați, cu alte cuvinte, reputația comerciantului online. 2. Nu dați mai multe date decât ați da în mod normal atunci când cumpărați online. Adică numele, prenumele, adresa de livrare și datele de card necesare unei plăți online. Deci nu divulgați acel cod PIN, spre exemplu, pentru că există riscul ca odată ce ați divulgat toate datele de pe card, acestea să fie folosite de atacatori. Și, din nou, aveți foarte mare atenție la tot ce înseamnă oferte. Nu doar oferte venite prin reclame, apropo că vorbeam de reclame, sau oferte care vin prin intermediul e-mail-urilor, sau oferte care sunt promovate prin intermediul rețelelor de socializare. Exercitați un minim de discernământ și folosiți sau apelați doar la comercianți de încredere cu care ați mai lucrat în trecut. Și bineînțeles, cel mai important sfat este să folosiți o soluție de securitate, pentru că de cele mai multe ori aceste website-uri fictive, comercianți online care apar peste noapte, poate nu vor doar să vă fure datele de card, poate vor inclusiv să vă infecteze sistemul pe care îl aveți. Și atunci vă treziți că nu mai puteți folosi nici dispozitivul și ați rămas și fără bani. E obligatoriu atunci când folosești un dispozitiv, fie că este un computer, fie că este un dispozitiv mobil, să ai o aplicație cel puțin de securitate ca să previi lucrurile astea. Îți mulțumim frumos! Liviu Arsene, specialist în securitate cibernetică, îți mulțumim pentru prezență și te mai așteptăm la Observator.